două aspecte și anume, în primul rând, faptul că în viața politică românească se observă foarte clar atât un schimb de generații, da, cât și un schimb de percepții din partea electoratului, care determină, așa cum am spus, o schimbare a modului de a face politică, cât și, cred că, modul în care se promovează sau trebuie să se promoveze oamenii în politică. Acum, strict în ceea ce privește organizația de femei, pornind de la această idee că, din punctul meu de vedere, refacerea credibilității partidelor politice și inclusiv al Partidului Social Democrat nu se poate reconstrui, nu se poate reface decât în jurul valorilor social-democrate, solidaritate umană, justiție socială, echitate. Cred că este extrem de important pentru a veni în fața electoratului și dezbaterile au demonstrat că există așteptări reale în ceea ce privește așteptări reale față de stânga și că este un potențial pe care, din păcate, stânga nu l-a valorificat până în prezent, să venim în fața oamenilor, cel puțin noi, femeile, care ne implicăm în politică, dar sunt convinsă că și colegii de la tineret se vor apropia acestui demers, să venim cu niște proiecte în care cetățenii să se regăsească. Din acest punct de vedere, pe de o parte, strict în ceea ce privește OFSD Cluj, de la sfârșitul anului trecut, de la momentul în care mi-am preluat mandatul, am început această campanie de înființare a organizațiilor femeilor social-democrate la nivelul fiecărei comune. Acolo unde am reușit până acum să înființăm organizații sau care sunt în curs de înființare, principalul scop a fost, pe lângă a crea această solidaritate a femeilor printr-o comunitate, a femeilor care cred într-o stângă social-democrată, am încercat să identificăm femei și să le sprijinim pentru a se implica real în ceea ce înseamnă administrația locală. Pentru că știm, România este, nu, printre, pe ultimele locuri în lume în ceea ce privește reprezentarea femeilor în administrația publică, locală, centrală. Și nu trebuia mai subliniat și altă dată și la întâlnirea precedentă, dar țările cele mai dezvoltate din nordul, din vestul Europei, nu întâmplător au cele mai multe femei implicate în politică, da? Se spune că acolo unde femeile se implică în politică este mai puțină corupție și mai multă responsabilitate.